Vă salut, prieteni! Astăzi vom vorbi despre citatele celebre ale lui Mark Levy. O mamă care moare înseamnă o bibliotecă care arde. O parte din arta de a trăi depinde de capacitatea noastră de a ne combate neputința. Când iubești, nu socotești. Ceea ce dăunează cel mai mult în dragoste e lașitatea. Și dragostea are toamna ei, pentru cel care a uitat gustul celuilalt. Cuvântul zidește, dar jurămintele văduvite de faptă nu înseamnă nimic. Riscul de a iubi este acela de a iubi atât defectele cât și calitățile. Iubirea trăiește hrănindu-se cu speranțe și moare odată cu ele. O să te iubesc mâine, fiindcă astăzi încă nu te cunosc. Singurătatea este o grădină în care sufletul se usucă. Florile care cresc în ea n-au parfum. Visele cele mai nebunești se scriu cu cerneala inimii. Viața nu depinde decât de speranța pe care i-o dai. Cuceririle amoroase sunt cele mai egoiste dintre cruciade. Unele clipe au gustul eternității. Aș fi preferat să fii absent, dar tu te-ai mulțumit să nu fii lângă mine. Ieri a trecut, mâine nu există încă, ce contează este astăzi, prezentul. Toate visele au un preț. Cea mai mare inconștiență a omului este aceea a propriei sale vieți. Când iubești, nu există distanță. Dacă nu intră toată cu în ea, înseamnă că e prea mică pentru tine. Trebuie să ai răbdare pentru a iubi. Nu uita să-mi dai un like și să te abonezi la canal. Și apasă clopoțelul pentru a fi notificat când postez ceva nou. Ne revedem în video următor.